Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spun Sorin Ristea și Florian Ceafalău, suntem în direct de la Craiova, unde vom vedea gala de arte marțiale mixte în cușcă, lei în cușcă, așa cum a fost denumit acest eveniment. Bună seara, doamnelor și domnilor! Avem 11 seara, meciuri în această seară, trebuiau să fie 12, însă unul dintre luptători venea din Ungaria și a avut un incident, n-a mai putut să ajungă la gală. Așadar, 9 meciuri de bărbați și 2 de fete. Avem și un meci de titlu la 70 de kilograme și în main eventul acestei seri, Ionuț Pitbull Ato Diresei se bate într-un meci extrem de competitiv, are un adversar cu experiență și foarte valoros din Azerbaidjan, un fost actual practicant de lupte și sambo. Primul meci, Ion Vodă și Laurențiu Călugăru, îi vedem pe cei doi în imagini în acest moment, 20 de ani pentru Ion Vodă din Galați, 25 de ani pentru Laurențiu Călugăru din Pitești. În colțul albastru, putem vedea din aceste cadre, sala polivalentă din Craiova este deja plină pentru această gală de MMA. Bătăile în cușcă au umplut sălile peste tot în țară anul trecut, indiferent că au fost gale la Botoșani, București sau Constanța. Îl avem în imagine pe Ion Vodă, luptătorul de 20 de ani și 72 de kilograme, la 1,77 m înălțime. Provine din lupte și kickboxing. Este un luptător din Galați, se antrenează la Academia de Arte Marțiale Mixte Anatolii Danilov. Să vedem dacă îi vom putea spune Ion Vodă cel cumplit după această luptă acestui luptător din Galați, precum domnitorului din Moldova, Ion Vodă, cel cumplit, recunoscut pentru cruzimea sa. Îi îngropa și îi ardea de vii pe boieri. Să sperăm că nu vor avea pompierii da, de a face în această seară cu aceste meciuri. Verificat la intrarea în cușcă, nu trebuie să aibă substanțe interzise pe corp, alunecoase în primul rând, pentru că este greu pentru adversar să te țină dacă aluneci. A mai fost cazuri și la nivel înalt între luptători care au intrat sau au încercat să intre în cușcă cu tot felul de uleiuri pe ei. 77 de kilograme. Categoria în care vor lupta cei doi, Ion Vodă și Laurențiu Călugăru. Aici îl avem campion pe Mike Hawaii Brigtom, luptătorul de la Absoluto. Ca luptător profesionist are o victorie și o înfrângere. Intră în cușcă, în colțul roșu, Laurențiu Călugăru! Laurențiu Călugăru, unul dintre luptătorii ce aspiră la centura lui Mike Brighton. Fost practicant de karate Laurențiu Călugăru, s-a bătut și el pentru prima dată în această promoție. Anul trecut a câștigat în gala de la Botoșani un knockout extrem de dur, de altfel adversarul său a avut nevoie de mai multe luni pentru a se recupera după acea lovitură. Da, a reușit un knockout de-a dreptul brutal la debut împotriva ieșeanului Daniel Mocanu în acea gală de la Botoșani. Laurențiu Călugăru, așa cum a poreclit colegii lui de la Fight Academy Pitești, Călugărul Shaolin, provine din karate Shotokan, este de 4 ori vicecampion mondial și tot de atâtea ori campion european, de 8 ori campion național. Laurențiu Călugăru practică karatele de 17 ani. De la vârsta de 8 ani a intrat în sală. O intrare foarte intensă pentru
Laurențiu Călugăru. Până atunci, până începe meciul, să mai vorbim și despre ce lupte vom vedea în această seară în direct pe Sport.ro. Spuneam de super fight-ul lui Ionuț Atodireisei la 65 de kg cu un luptător extrem de periculos din Azerbaidjan, care se antrenează în Republica Moldova. Vom mai vedea de asemenea 4 meciuri, 3 meciuri la categoria grea, plus 95 de kilograme. Tolea Ciumac printre cei care se bat în această seară la categoria grea. De altfel vom mai vedea și un meci interesant între Marian Iordan, pe care îl știm din galele Local Combat de la Respect Gym, și un luptător cu o poreclă extrem de interesantă. Este vorba de Alex Stoica, spus și Greuceanu. Vom vedea cât de mult seamănă cu personajul din Bas. De asemenea, meciul de titlu la 70 de kilograme, de care vă spuneam și de și ceva mai devreme, între Adrian Sturzu și Dinu Bucaleț, doi dintre cei mai buni luptători din țară la 70 de kilograme. De altfel, Dinu este numărul 1 în topul Sport.ro la această categorie. Ambii au luptat în ultima gală, în luna trecută, direct la Sport.ro, și au câștigat meciurile. Se bat acum pentru titlu la 70 de kilograme. O categorie mai sus, meciul pe care îl vom vedea acum, Laurențiu Călugăru în imagine și Ion Podă, la 77 de kilograme, categoria mijlocie. Middleweight, așa cum se numește, cum îi spun americanii. Nu este welterweight, îmi cer scuze, middleweight este 84 de kilograme. Din păcate, nu vom vedea în această seară niciun meci la 84 de kilograme. De aici, la această categorie, este însă cel mai bine cotat luptător de MMA din România. Este vorba de Bombardierul Pascu. Luptă la 84 de kilograme, deja a luptat de câteva ori în țară, se pregătește să lupte și în circuitul Supercombat. Vom vedea de asemenea în direct pe Sport.ro. Iar în cușcă vedem din nou o doamnă arbitru, este vorba de Sanda Zaharia, este soția președintelui Federației Române de Kempo, Amato Zaharia. Cine știe, poate îl vom vedea și pe fiul acestuia, Yamato Zaharia, multiplu campion național. Da, Santa Zaharia și a fost practicantă de Kempo și campioană mondială. Vom vedea un alt luptător, coleg cu Laurențiu Călugăru, în meciul următor. Este vorba de Cătălin Miron, tot de la Pitești. Începe lupta dintre Călugăru și Ion Vodă. Da, cam de aproape i-a pus pe cei doi să se bată. Poate vedeam un knockout fulgerător la prima lovitură. De obicei, sportivii sunt puși în spatele acelui octogon pe care îl vedem în cușcă. Călugăru, cu această postură tipică din karate, adversarul său Ion Vodă din Galați. Iată ce bine intră Călugăru la picioare, un double leg perfect pe intrarea adversarului, însă Ion Vodă se ridică peste el. Luptură de genunchi pentru Gălățean, ce piedică frumoasă din partea lui Călugăru, piedică pe exterior, va încerca să atace un braț, acum să trebuie să schimbe priza pentru un armbar acolo. Ion Vodă se duce în această poziție numită țestoasă, ia spatele Laurențiu Călugăru, a băgat cărligere și va încerca acum o ștrangulare. Ion Vodă are doar o șansă să-l țină de mână pe Călugăru, însă ceea ce face acum, îl ține de mânușă, este ilegal. Trebuie să fie atent și la lovituri, să nu lovească în ceafă pe adversar. Este o poziție puternică pentru Călugăru și care va încerca acum să bage antebrațul drept sub bărbia adversarului pentru a încerca o ștrangulare. În acest moment, așa cum spuneam, Ion Vodă nu face decât să-l țină de mâini pe Călugăru și prinde o ștrangulare acum Laurențiu Călugăru. Să vedem dacă va reuși să finalizeze. Ion Vodă rezistă în continuare acolo, bate. Și este finalizare prin rear naked choke, o ștrangulare de la spate. Mata Leon, așa cum îi spun brazilienii, nicio problemă pentru Laurențiu Călugăru în acest meci. Și-a dus adversarul la sol cu acel double leg. A controlat foarte bine, i-a luat spatele lui Ion Vodă și l-a ștrangulat. Iată, după ce anul trecut ne-a oferit un knockout senzațional, Laurențiu Călugăru începe anul 2015 cu o finalizare perfectă în prima rundă.
Iată din nou reluarea, îl ținea de mănuși aici Ion Vodă, nu este o chestie legală, nu este un procedeu, să-i spunem, legal. Aici vedem ștrangularea lui Laurențiu, în cele din urmă a bătut adversarul său, a rezistat ceva acolo Ion Vodă, mă așteptam să bată mai repede, sincer, la acea ștrangulare, însă victorie în prima rundă pentru Laurențiu Călugăru. Învingător prin strangulare, în prima rundă, colțul roșu, Laurențiu! Câștigă Laurențiu Călugăru, rear naked choke în prima repriză. După o scurtă pauză, revenim cu următorul meci.